există câteva firme care sunt în Turcia, cu care avem o relație excelentă. In Republica Bulgaria, we have few companies that are from Turkey and with who we have an exceptional relationship. Ceea ce demonstrează că suntem oameni apropiați și oameni care sunt compatibili. Well, that's proving that we are appropriate people and we are compatible. Alături de mine se află City Managerul, secretarul general al primăriei, City Manager, the secretary, personal, and the personal consul, și colegi, de primăria and the colleagues from the mayor of Republica Bulgaria. După cum știți, municipiul din Bulgaria s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult și acest lucru pot să spun cei doi colegi care sunt de dumneavoastră, care sunt lucrând de foarte mulți ani. As you know, Râmnicu Vâlcea have a very good development in the last few years. A fact that can be proved by your, from your citizens that are living in Râmnicu Vâlcea. Și asta se datorează faptului că am lăsat deoparte luptele politice și am făcut ceea ce trebuie făcut pentru cetățenii municipiului. And that's because we left in one part the political fight and we did what need to be done for the citizens. Eu sunt primar de 4 mandate. Mr. Mayor is mayor since 4 mandates. Dacă de 4 ani. At 4 year each mandate. Voi mai candida până când îmi îmbătrânesc adversarii. And he will candidate again until the, his adversary will get old. Deci, la alegeri, democrația spune cuvânt, așa după cum și dumneavoastră la fel. When we have elections, the democracy shows his... Și care e cel mai bun trebuie să câștige? Așa cum la dumneavoastră președintele s-a dovedit a fi cel mai bun și a câștigat, așa și la noi, păstrând proporția. And who's the best should win, as in your country your president won, is the same fact here, the best will win. De fapt, asta este democrația. De 4-4 ani venim în fața oamenilor și le cerem încrederea și bun. Actually, this is democracy. Each 4 years we come in front of the people and we ask their vote. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați luat această vizită. We thank you again for your visit, for the honor of being here with us. Și vreau să vă spun că dumneavoastră, oricare dumneavoastră, aveți ușa deschisă oricând la primăria municipiului. And I would like to tell you that each one of you has an open door in the Râmnicu Vâlcea municipality. Mulțumesc foarte mult și începând doresc să vă mulțumesc pentru ospitalitatea. And I would like to also thank you very much in short order for the preparation that you have made. Thank you for our flag. We also have a strong delegation on our side. I have on my right as Mr. Ömer Süsli, who is the president of the Turkish-Romanian Business Council. And on my left, we have Mr. Ufuk Tandoğan, who is the president of the Turkish Businessman Association. And also Mr. Güven and Mr. Gürsel. And also we have, of course, businessmen who are here, who are a part of the community in Vâlcea. We are proud of them. I have been a few times in Vâlcea, but just passing through. This is the first time, an opportunity for me to be present here and to meet with the people in Vâlcea. I see it's a beautiful, beautiful județ. And I am really happy to have this opportunity. I'm very glad because the Turkish businesses in Romania, they are making a great contribution to the place that they are located at. Este foarte bucuros că afacerile în România au un foarte bun succes și prin locul unde unde se desfășoară. They are not only Turkish now. Nu sunt doar turcești acum. But they are also Romanian. Sunt de asemenea românești. I call them Turkish Romanian business community. Atunci le numește comunități. They do good business. Sunt
sunt afaceri bune. They obey the legislation, the law. Care se supune legislației, legilor. They pay taxes. Plătesc taxe. They also contribute to life. Și contribuie la creșterea nivelului de trai. So it's really a win-win. Este un raport câștig-câștig. It's good for them, good for us, good for Romania. Este bine pentru afaceri, bine pentru dânsi, bine pentru România. I'm really glad to be here. I think I don't know if there was ever a visit to Bulgaria before. No, okay. So maybe I'm the first Turkish ambassador ever to visit Bulgaria. Este o onoare pentru mine. Vă mulțumim pentru ospitalitatea. Thank you. Mulțumesc mult de tot și aș vrea să vă spun că, pe lângă cei de față care sunt investitori în Râmnicu Vâlcea. Mr. Mayor, I also will thank you, want to thank you very much and want to tell you that besides the people that are here with us and they are investors in Râmnicu Vâlcea. Mă încerc cu bucurie spunând că una dintre cele mai puternice firme din țara noastră a câștigat licitația autostrăzii în Sibiu, Râmnicu Vâlcea. He's gladly to announce you that one of the best company from your country won the licitation for the transfer of highway from Râmnicu Vâlcea to Sibiu. Și acest lucru sunt convins că va demonstra că această reținere care a fost până acum de a pătrunde firmele turcești în România, trebuie să spunem pe față. În momentul de față, firmele respective vor demonstra că sunt cu adevărat valoroase. And he's convinced that this step will prove that the Turkish company are very value and they are working very hard and serious. So that will be a new beginning for the way that your companies are seen in Romania. Eu am încredere 100% pentru că așa cum am reușit să traverseze Bosforul, vor reuși să facă și această autostradă. He thinks that in the way that they traverse the Black Bosphor, they will also do this highway that should be between mountains. Mi-aș dori ca pe viitor, noi, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, avem o înfrățire din 2009, sau dacă mă înșel, cu Aydın. We are brotherhood with your community from Aydın. Am continuat să reglăm aceste împrățiri pentru că fiecare avem de învățat unul de la ceilalți. And he will be very glad to do again the brotherhood with other communities because we have a lot to learn from each other. He's thanking you very much. Well, I'm really glad that this construction works will begin. Este foarte bucuros că această construcție a început. I think Romania, from my perspective, it's a country on the takeoff. Iar din punctul de vedere, România este pe pantă ascendentă. It has a couple of disadvantages. Are câteva dezavantaje. And one of the most important is the connectivity. Și unul dintre cele mai importante este conectivitatea. And once this is solved, I think Romania will skyrocket. Și consider că de moment ce acest lucru se va realiza. And I am very proud and I'm very glad that Turkish companies are going to make a good contribution to this work. Este foarte fericit și bucuros că firmele turcești au o contribuție la această. In the last two months, not only in this part of Romania, but in many parts of Romania, a lot of litigations are won by the Turkish companies. Și nu doar în această parte a României, ci în multe părți din România, foarte multe licitații au fost câștigate de firme. In 20-30 years, they have changed Turkey and they made everywhere reachable in our country. Aceste companii în 20-30 de ani au schimbat Turcia și au făcut orice loc din Turcia, ca în orice loc din Turcia să se ajungă ușor. Now it's almost like a new country from Istanbul to Izmir. We used to travel 8-9 hours, now it's 3 hours, 4 hours. Iar acum este o nouă Turcie,
înainte se circulă și Istanbul se circulă în 8 ore, acum se circulă în 2-3 ore. And I think that this will transform Romania once it's complete. Și odată ce se vor termina aceste lucruri, este convins că vor transforma România. And it's an honor for us to be a part of this work. Și este o onoare pentru noi și să fie o parte a acestei dezvoltări. Și când vine, în primul rând, mulțumesc domnul primar că ne-a primit așa atmosfera prietenoasă și călduroasă. Cred că noi am întârziat și cerem scuze pentru întârziere la dealul negru, era un negru. Nu mai târziu. Și eu zic că și dincolo avem, aveți musafiri care ne așteaptă. Asta vă mulțumesc încă o dată că ne-ați primit așa prietenos. Și acum e rândul nostru, vă primim noi la noi. Okay. Acum mergem la mod, asta e în aula de acest spațiu, unde ne așteaptă și domnul prefect și președintele Consiliului Județean. Now Mr. Mayor is inviting you to go to mall to open this new space for where Mr. Prefect and Mr. President of the county is waiting us. Va fi o surpriză pentru ei, pentru că n-am apucat să-i anunț că de mișii dumneavoastră. For them it will be a surprise because he didn't have time to announce your presence. Și încă o dată vă spun că pentru noi este o mare onoare să fiți alături de noi în aceste reuniuni, important pentru buna desfășurare a activității în centrul acesta, în acest centru de eliberare a documentelor. And again, it's an honor for Mr. Mayor to be here with us and to be here with us today in an important day of opening a new center for issued documents for the citizens. Actually, it was also a great surprise for me. But Domnul Mayor, when he asked me to accompany them, I said, of course, it's a great pleasure, honor for me. One of our prominent Turkish business people in Romania is Ömer Bey. And when he's making such a good contribution to an important city in Transylvania, of course I would like to be there. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și vă invităm la fuge repede din birou și adă un pentru votre, pentru călătorie viitoare a dumneavoastră la, în Turcia, acesta este o carte mică despre Cotopu Palace. I think this maybe we can. Dacă permiteți doar două cuvinte, aș vrea să mulțumesc domnului ambasador al Turciei, care ne-a făcut onoarea să fie prezent astăzi aici, domnului prefect, domnul președinte al Consiliului Județean și toți ceilalți care sunt aici, oameni de afaceri, patronului de la acest mall. Astăzi a făcut un pas important pentru cetățenii municipiului Râmnicu Vâlcea. De aici, încolo, cetățenii municipiului nu vor mai sta în ploaie, nu vor mai sta în frig, vor veni și să aștepte în condiții civilizate pentru eliberarea documentelor. Este un pas spre civilizație. Aș vrea să le mulțumesc din suflet domnului patron de Ahmed Omed pentru bunăvoința de care a dat dovadă, acest spațiu pe care îl avem în folosință este dat gratuit și acest lucru ne bucură extraordinar de mult. De aceea invit prin domnul ambasador pe toți investitorii din Turcia care doresc să investească în Râmnicu Vâlcea, pentru că este un teren fertil, iar noi nu facem altceva decât să ne arătăm recunoștința pentru cei care vin să investească în municipiul Râmnicu Vâlcea.
Vă mulțumesc din suflet și vă doresc tot ceea ce este mai bun. Legăturii de dumneavoastră, Lucea este un oraș foarte, foarte important. Este prima dată în mine. Am impresionat că suntem aici. Este, mă bucur că facem deschidere de un loc foarte important pentru oamenii. And I am very, very happy that the businessman, the Turkish Romanian businessman, Mr. Ömer Süsli, is also contributing to this very important facility. I think it's always a win-win. I say kuştiga kuştiga for everyone, and I really celebrate you on this very important occasion. Thank you. Thank you very much. Thank you, domnule prefect. Vă mulțumesc, domnule primar. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut pentru locuitorii județului Vâlcea. De astăzi și serviciul de evidență a persoanelor se mută în casă nouă, la fel cum a procedat și cu serviciul de pașapoarte. Este un lucru foarte bun pentru că cele două instituții au legătură una cu cealaltă. Întregii echipe vă urez succes, iar angajaților evidenței persoanelor spor în tot ceea ce au de făcut. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Tocmai, domnul președinte, al Consiliului Județean. Salam alaikum, bine ați venit în județul Vâlcea. Bună ziua, dragi prieteni. Iată că este încă un moment pe care primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircea Guteu, îl dă cetățenilor acestui oraș. Este un moment în care vedem că și la noi se poate, așa cum unii dintre noi, nu spun că suntem unii mai bătrâni, vedeam doar în filme. Ei bine, așa este și la noi aici, la această nouă locație, în slujba cetățenilor. Pentru asta felicit administrația și pe toți cei care au lucrat în realizarea acestui proiect important. Și cum faptele vorbesc, o să vă invite, domnul primar, cu siguranță să și vedeți în ce fel vor fi primiți cetățenii aici. Modern, vor fi primiți cu respect, cu căldură și tratați așa cum merită cetățenii Râmnicu Vâlcea, numai bine. Tuturor celor prezenți, salut și prezența colegilor noștri și foștilor diplomați ai României, pe toți cei care lucrează în administrație, domnule ambasador, vă mulțumesc, sper să reveniți și pot de câte ori veți avea ocazia în România și în municipiul Râmnicu Vâlcea. Domn primar, ca de obicei, la înălțime, felicitări maxime tuturor, vă doresc multă sănătate și până la următoarea întâlnire, să auzim numai și numai de bine. Vă mulțumesc, domnule președinte, și după ce vă încheia, fără să dau cuvântul celui fără care nu a fi putut face acest lucru, este vorba de patronul molului de Râmnicu Vâlcea, domnul Omer. Și vă mulțumesc de suflet. Vă mulțumim, domnul primar, domnul prefect, domnul președinte, domnul județean. Cum știți, primăvara acestui an, împreună cu domnul prefect, am făcut inaugurarea centrului Pașapoarte și acum a venit rândul evidența populației. Pentru noi, a face afacere nu înseamnă să câștigăm numai bani. Cred că domnul primar a precizat, spațiile pentru evidența populației a fost pus din partea noastră în dispoziția primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, fără niciun ban, aproape gratis. În același lucru, și pentru domnul prefect, am pus în dispoziția lor evidența pașapoarte lor. Așteptăm tot locuitorii Râmnicului Vâlcea să vină să bucure această investiție. Mulțumim domnul primar, mulțumim domnul prefect, mulțumim domnul președinte Consiliului Județean și sper că să ne vedem la alt inaugurare în acest centru sau în altă parte din județul Vâlcea. Vă mulțumesc!
Mulțumesc, domnul ambasador, că ați venit. Vă mulțumim de suflet și acum vă invităm să vedeți, așa printre lucrători, cam cum arată acest centru de viață a persoanei. Vă mulțumesc mult. Eu. Mulțumesc. Dunga, n-a spus-o? Ai spațiu, arhiva... Vă dați frumos. Vă șef. Și în același mod pistere. Modern. Foarte modern. Da, modern, elegant. Prima zi astăzi? Prima zi astăzi. Prima zi poți... Aici? De rog. De rog. Ce să-ți 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 Ai tal de rou? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, doamna! Bună ziua! Mai cum e? Totul elegant, foarte elegant. Bună ziua! Bună ziua! Efendim, Rumnitu Vulça'da nüfus idaresinin yeni ofisinin açılışı için bulunuyoruz. Bükreş Büyükelçimiz Sayın Özgürhan Altan Bey açılışı gerçekleştirdiler. Sayın Büyükelçimizin bugünkü duygularını alacağız. Buradan önce de belediyeyi ziyaret etmiştik. Bu içinde bulunduğumuz bina Türk İş Adamı Ömer Süslü Bey'in binası. Evet efendim. Evet, bugün Vulça'dayız. Çok güzel bir gün. Çünkü Vulça'daki ekonomik hayata iş adamlarımızın önemli bir katkısı var. Vulça önemli bir şehir aynı zamanda. Bükreş'ten Sibiu'ya giden yolda tam merkezi ve lojistik olarak da stratejik bir noktada. Buradaki iş adamlarımızdan birisi Ömer Süslü beyefendi. Kendisi Romanya'da da çok aktif yatırımları üst düzeyde olan bir iş adamımız. Türk-Romen iş adamımız. Kendisi bu alışveriş merkezinin içinde bir nüfus idaresini finanse etti. Bu gerçekten değerli bir katkı çünkü Vulça'daki halkın yaşamına önemli bir kolaylık getiriyor. Herkes için bir aslında katkı, kazan kazan. Dolayısıyla biz Romanya'daki iş adamlarımızın bu tür herkesin faydasına olan yatırımlarından gurur duyuyoruz. Bugün de burada olduğumuz için çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet efendim, şimdi ben Türk İş Adamı Ömer Süslü Bey'le birlikteyiz. Buradaki alışveriş merkezinin sahibi, bugünkü nüfus idaresinin açılışını da gerçekleştiren, hazır hale getiren Sayın Başkanımızın, Ömer Süslü Bey aynı zamanda Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı. Sayın Başkanımıza soruyoruz. Sayın Başkanım, bugün burada tam olarak ne oldu bitti? Bize eksiksiz anlatırsanız seviniriz. Hamdi Bey, öncelikle buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere biz ilkbaharda
vilayetin pasaport merkezini gene bu River Plaza Mall'da açılışını gerçekleştirmiştik. Onu yaptıktan sonra belediye başkanı tarafından bizlere bir talep iletildi. Acaba nüfus idaresini de taşıyabilir miyiz diye. Biz de memnuniyetle kendilerinin de hizmetine 500-550 metrekarelik bir alan sunduk. Bizim için tabii amaç çok fazla para kazanmak değil. Tabii ki her iş adamının birinci önceliği para kazanmaktır ama gittiğimiz ülkede, gittiğimiz vilayette o vilayette yaşayan insanların, o ilde, ilçede yaşayan insanların hayatlarına da dokunmak istiyoruz. Nüfus idaresinin önceki yerini gördük. Yağmurda, çamurda, soğukta, sıcakta insanlar dışarıda bekliyordu. Biz onun için bunu kabul ettik ve River Plaza Mall'un içerisine dahil ettik. Gördüğünüz gibi çok güzel şartlarda insanlar çalışıyor. İşi olanlar sıra beklerken yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta beklemiyorlar. Bu da hem Türkiye için hem bir Türk iş adamı için gurur verici bir şey kanaatimce. Bunun gibi daha evvel de pasaport, onunla ilgili de pasaport dairesini açmıştık. Onunla ilgili de müfettim nedir? İlk bu senenin ilk baharında da Vali Bey'in isteği doğrultusunda pasaport merkezinin açılışını yapmıştık. Gördüğünüz gibi orası da çok muhteşem bir hizmet veriyor. Orada bu sizin tarafınızdan teftiş edilmiş ve açılışa hazır hale getirilmişti. Tabii. Evet. Biz açılışa hazır hale getirmiştik. Hem pasaport dairesine hem nüfus idaresinden herhangi bir kira talebinde bulunmadık. İkisi için de onar yıllık kirasız oturma izni verdik. İnşallah 10 yıl beraberiz. İnşallah iyi olur başkanım. Hayırlısı olur. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Evet efendim, bugünkü etkinlikle ilgili Dünya Türk İş Konseyi Romanya temsilcisi Güven Güngör Bey'in görüşlerini alacağız. Evet başkanım, bugünkü siz daha önceki Nisan ayındaki etkinliğe de gelmiştiniz. Evet. Bu iki etkinlikle ilgili kısaca bize duyularını aktarırsanız seviniriz. Efendim, bu hem Nisan ayındaki hem bugünkü etkinlik aslına bakarsanız Türk İş Hanımlarının Romanya'daki faaliyetlerine çok güzel bir örnek. Roman halkının yaşantısına nasıl dokunduğunu, nasıl faydalar sağladığının çok güzel örneklerinden biri. Nitekim çok değerli başkanımız DEİK, Romanya, Türkiye Romanya İş Konseyi Başkanı Sayın Ömer Süslüyayık bu güzide yatırımda, bu şehrin, Dumitrovice şehrinin en büyük alışveriş merkezinde, kendisi Roman makamlarıyla işbirliği içinde yaptığı işbirliğiyle Roman halkının son derece modern ve güzel bir tesis elde etmesini sağladı. Nasıl? Buradaki mall içinde Roman halkının pasaport yenileme, pasaport alma ve bunun yanında nüfus dairesi işlemlerini bu güzel modern ortamda sağlayabilmelerini, elde edebilmelerini sağlamak için belediye ve yerel makamlarla valilikle yapmış olduğu işbirliği neticesinde Roman halkına bu güzel ortamda bu hizmetleri alabilme olanağı sağladı. Ve en önemli tarafı dediğim gibi Türk iş adamlarının, Türk yatırımcılarının Roman halkına nasıl dokunduğunun, nasıl yararlı olduğunun en güzel örneklerinden biri bu. Bu vesileyle tabii değerli başkanımız Sayın Ömer Süslü'yü de tebrik ediyorum. Bizler de tabii ki böyle bir işbirliğinden, bu tip yatırımlardan son derece büyük gurur duyuyoruz. Bir de başkanım, şimdi bugünkü etkinlikle ilgisi yok ama buranın tabii şey, önemli bir yolu, karayolu Türk müteahhitler tarafında yapılıyor. Öyle de bir şeyimiz var. Evet. Onunla da ilgili birkaç cümle aktarabilirsek elbette, iyi olur. Elbette. Şu anda Romanya'daki en büyük yol ihalelerinden birini Türkiye'den bir şirketimiz aldı. Daha doğrusu bir konsorsiyum şeklinde aldılar. İsim vermek doğru evet. Olduğumu bilemiyorum. Ancak 1 milyar euronun üzerinde bir bedele sahip bir yol ihalesi, yaklaşık 36 kilometrelik ve bunun yaklaşık 13 kilometresi yanlış hatırlamıyorsam baraj ve viyadük ve tünellerden oluşuyor. Zor bir alan, evet. Zor bir alan. Evet. Zor bir alan. Hatta Roman Ulaştırma Bakanlığı'yla bu konuyla ilgili daha öncesinde yapmış olduğumuz evet. görüşmelerde kendilerinin de bu yolla ilgili
biraz endişe olduklarını, çünkü Romanya'da bu zorlukta bir otoyol inşaatının şu ana kadar yapılmadığını ifade etmişlerdi. Ancak Türkiye'den gelen şirketlerimiz bu işin son derece ehli şirketler ve Romanya'nın bizim Eflak diye bildiğimiz bölgeyi Erdel kısmına bağlayan temel koridor olan Gur Old Vadisi'nin geçişi olan 36 kilometrelik kısmı yapacak bu şirketimiz. Biz de tabii ki aslına bakarsanız bu bütün Türk şirketleri için bir nevi prestij ve yeterlilik göstergesi bir proje olacak. Evet. Çünkü dediğim, az önce belirttiğim gibi Romanya tarihindeki son, modern Romanya tarihindeki en zor altyapı projelerinden birisi. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.